M-am gândit să mai adaug un tutorial mult mai scurt decât primul, sper cel puțin să fie mult mai scurt decât primul, în care să vă arăt cum puteți vedea ceea ce cursantul, elevul vede pe platforma Moodle în momentul în care definiți o activitate de învățare. În primul rând, trebuie să mergeți la partea de administrare a cursului, la blocul Administration, și acolo aveți ocazia la Switch Role To, deci în mod normal asta e așa o linie mică, dacă dați click pe săgeată se extinde, și dați Switch Role To Student și atunci vedeți cum vede elevul efectiv platforma. Vedeți că aici sus aveți You Are Logged In As și apare studentul marcat cu alb. În momentul în care vreți să renunțați să mai vedeți prin ochii cursantului platforma, dați click pe ceea ce scrie aici în paranteză, Return to my normal role. În felul ăsta, de exemplu, dacă vreau să văd ce vede elevul în momentul în care vrea să se uite la glosar, dau click și văd exact ceea ce vede elevul, adică descrierea dosarului și add a new entry, adică adaugă un nou cuvânt în glosarul respectiv. De exemplu, pe platforma, pe cursul Moodle pentru profesori, am să fac și aici, am să dau Switch Role To și am să-mi aleg de aici tot student, ca să văd cum vedeți voi de fapt sarcinile de lucru pe care vi le dau. De exemplu, la sarcina de lucru adăugarea unui bloc apare doar descrierea cursului, de când e valabil și data până la care trebuie completat. Orice activitate de învățare definiți, puteți vedea cum anume vede cursantul activitatea respectivă făcând acest schimb de roluri. Treceți de la rolul pe care îl aveți, rolul de profesor, la rolul de cursant-elev. Evident, cursantul sau elevul nu poate face mișcarea asta. Ca să vă întoarceți înapoi la rolul pe care îl aveți în mod normal, deci rolul de profesor, asta puteți să o faceți doar pe platforma exersare Moodle, că doar acolo aveți rol de profesor. Mergeți și dați click aici la Return to my normal role, sau același lucru se poate face și în blocul Administration, Switch Role To și dați click pe Return to my normal role. Cam asta este. Vedeți că acum deja sunt logată, eu nu mai mi-apare nimic legat de rolul de student, adică de cursant sau elev. Sper să vă fie utilă și această informație. Vă doresc mult spor la realizarea sarcinilor de lucru din cadrul acestei teme.